Rețetă de foi coapte pe dosul tăvii, varianta economică, fără unt. Aceste foi sunt ideale pentru prăjiturile cu umplutură de cremă fiartă, cu cacao, albă ca zăpada și altele. Începem rețeta prin a amesteca două ouă cu 125 de grame de zahăr. Le amestecăm până când își dublează volumul și devin cremoase. Urmează acum să adăugăm 150 de ml de lapte și 150 de ml de ulei. În continuare, stingem un pliculeț de praf de cop de 10 grame cu puțină zeamă de lămâie. Punem apoi praful de copt stins peste restul ingredientelor și amestecăm. Punem puțină sare și adăugăm apoi 550 de grame de făină. Punem la început jumătate din cantitatea de făină, amestecăm cu lingura, iar apoi adăugăm restul și frământăm cu mâna. Cantitatea de făină poate să difere în funcție de mai mulți factori, de dimensiunea ouălor folosite sau de cât de uscată a fost, așa că la nevoie adaptați cantitatea până când obțineți un aluat ferm, nelipicios, la fel cum se vede și în imagini. Frământăm aluatul puțin și pe blat, asta pentru a ne asigura că este perfect omogenizat. Îl învelim apoi în folie alimentară și îl lăsăm la odihnit pe blat timp de o jumătate de oră. După ce timpul a trecut, pornim cuptorul la 170 de grade Celsius și ne apucăm să formăm foile. Împărțim aluatul în patru și întindem fiecare foaie direct pe hârtia de copt sau pe blatul de lucru, cum vă este mai ușor. Pudrați în abundență cu făină atât foaia cât și sucitorul pentru a vă fi ușor. Foile pe care le-am format au avut dimensiunea de 28 pe 30 de centimetri. le înțepăm cu furculița pentru a nu se umfla la copt. Eu coc două tăvi deodată pentru a mai scuti din timp. În cuptor eu le poziționez pe penultima și ultima șină, așa cum se vede și în imagini. La final vom obține patru foi numai bune pentru a le umple cu o delicioasă cremă fiartă, cu cacao, albă ca zăpada și altele. Dragii mei, nu uitați că întotdeauna vă las ingredientele scrise la comentarii și descriere pentru a vă fi mai ușor să le notați.